Președintele PNL, Vetuța Stănescu, îi ia apărarea prefectului în conflictul politic al săptămânii cu președintele Laurențiu Nistor. Disputa pornită în studioul televiziunii Hunedoara 1, în cadrul emisiunii Hunedoara în direct, între Laurențiu Nistor și Călin Marian, s-a rostogolit în studioul Antena 3 Deva, unde a fost prezentă și Vetuța Stănescu. De data aceasta, mărul discordiei este ieșirea de pe autostradă în zona de Vașoimuș, proiect ce trebuia făcut public doar după obținerea aprobărilor necesare de la București. Numai că prefectul a furat startul și s-a lăudat pe rețelele de socializare, gest sancționat ulterior de Laurențiu Nistor, dar susținut de Vetuța Stănescu. Zilele trecute, președintele Consiliului Județean Hunedoara s-a gândit că trebuie să-l articuleze din nou pe prefectul Călin Marian, pentru că a făcut o comunicare publică despre care președintele Consiliului Județean spune că trebuia să rămână la secret, a declarat Vetuța Stănescu la Antena 3 Deva. Scârție coaliția la nivelul județului Hunedoara, PNL, PSD, știu că au fost destul de multe contre și între dumneavoastră și între reprezentantul guvernului în teritoriu, prefectul județului Hunedoara. La un moment dat... Da, scârție coaliție. O spun de data asta, scârție. Vom vedea pe parcurs și cu siguranță înțelepciunea partenerilor de coaliție. Vom face toate demersurile ca să ne întâlnim mai des și să luăm decizii mai bune. S-ar scântei în urma acestor întâlniri? Acum, clar că nici nu ne pupăm, dar nici în același timp nu ne dăm în cap. Cu scârțâituri, cu poticneli, cu sau fără pupături și încurajări, pentru hunedoreni rămâne singura întrebare care contează. Cum va fi construită ieșirea de pe autostradă în zona de Vașoimuș? Rămâne definitivă varianta provizorie cu întoarcere giratoriul din vârful dealului care pune zilnic în pericol viețile oamenilor? Sau se va construi un nod rutier modern cu patru bretele care să elimine întoarcerea din vârful dealului?